Bună, numele meu este Larissa Bank și astăzi vom învăța despre activarea moleculară. Am aici o sticlă de Clarity pentru că asta folosesc în ultima vreme și îmi place așa de mult mersul încât aș vrea să sar în această sticlă. Dacă vă uitați foarte atent, aici avem o gaurică foarte mică de parcă e făcută cu un ac de gămălie. Uleiul de la Young Living iese prin gaurica respectivă. Nu vine din mijloc. Cum? Uite, wow, avem nevoie de clarity. De aceea a curs mai multe picături. Vorbim despre activarea moleculară și întotdeauna la prezentările mele pun accent pe faptul că trebuie să activăm uleiul de 3 ori în sensul acelor de ceas. De ce trebuie să activăm, să trezim uleiul? Totul în organismul nostru se găsește sub forma acelor de ceas. Și atunci, prin activarea uleiului, îl trimitem ca într-o centrifugă. Îl trimitem exact pe cărarea eficientă să facă ceea ce vrem noi pentru organism.